Un sibian a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare condiționată a pedepsei după ce a agresat în scara blocului 2 vecini, soț și soție. Bărbatul în cauză este tatăl maiorului Marius Dan Gândilă, prim adjunctul inspectorului șef al jandarmeriei Sibiu. Una dintre victimele agresorului a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale. Incidentul a avut loc anul trecut în scara blocului în care locuiesc cei 3 sibieni implicați. Se pare că agresorul Gheorghe Gândilă, în vârstă de 67 de ani, și-a lovit în repetate rânduri victimele, după care le-a lăsat într-o baltă de sânge. În urma agresiunii, o femeie a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale. Clienții mei au avut nevoie de 6, respectiv 45 de zile de îngrijiri medicale. Gheorghe Gândilă a primit 6 luni de închisoare cu suspendare condiționată pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni. Avocata apărării spune că rechizitoriul ar fi fost întocmit în favoarea inculpatului, tocmai pentru că fiul acestuia este prim adjunctul inspectoratului jandarmeriei Sibiu. Probabil că funcția ocupată de către fiul său l-a determinat pe inculpat să creadă că se poate situa deasupra legii. Așa se explică prezența în sală la fiecare termen de judecată a adjunctului jandarmeriei Sibiu și tot așa se explică și rechizitoriul, care din punctul meu de vedere este în beneficiul inculpatului. Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu nu a dorit să facă niciun comentariu în legătură cu acest subiect. Cei 2 sibieni agresați nu au făcut declarații în fața camerelor de luat vederi, dorind să-și păstreze anonimatul.